Salutare la mine și bine, numele este Flaviu și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft, o lume minunată. În acest episod vreau să mai fac un etaj de puțin și vreau să vă arăt Deci, și în acest episod vreau să vă arăt că ce am mai făcut eu pe la spawner. Să vedeți, veți fi uimiți. Este super șmecher. Am făcut așa un fel de lift cu apă, fiindcă băiatul în care am filmat data unele din dăți, uitați, s-a făcut cu apă, fiindcă acel băiat, când cobora așa și pica aici jos, pur și simplu murea. Și nu înțeleg de ce, este un bug. Dar uite-l, uitați, spawnerul merge exact cum trebuie, nu-i nimic. Uite, am mai picat unul, uite, și încă unul. Și vedeți, avem 64 de oase, uitați aici, aici, așa, avem un stack de săgeți, așa că nu ne mai încape nimic în inventar, așa că trebuie să ne ducem pe sus, adică pe acasă. Ca să o facem mai mare, în primul rând, cum am zis, și să mai punem din lucruri în chest. Păi futul Dumnezeu, mătii de schelete. De scalete. Și trebuie, fiindcă murea, i-am luat itemele și acum am itemele lui la mine. Așa că trebuie să îi le pun înapoi în chest. Și așa îmi eliberez și eu inventarul. Și n-o bun fi, ce atenți cum iau acel porc. Și fire al dracu, nu mori. Dumnezeu, măi. Nu, bun, șamuia, să-i băgăm itemele. Eu nu pot să cred că e un covor în chestia asta. E doar așa pârlă mare. Într-un moment am crezut că era o creatură extraterestră. Îi băgăm aici, au de toate, mă. De parcă m-a gândit-o cum ăla nu m-am referat deja destul de tare. Bun, abia aștept ziua de mâine, fiindcă este o surpriză pentru voi, desigur. Șamuia, să vedem dacă avem iron, desigur nu avem, să vedem dacă băiatul are. Uite, unul, doi. Așa, scuze băiatul. Și îl facem un topor. Așa, șamuia. Mutăm aici arcul. Băi, de ce nu s-a mutat arcul? Așa, șamuia, mergem după lemn. Stați mai puțin ca să dau un cel la televizor, că probabil nu mă auziți, fiindcă e dat tare la televizor. Îți bea ăștia, dracu, bazașeni, cu fel de groază. Sau parcă ar fi într-un film, știți voi de care, din ăla de peste 40 de ani, știți voi de care.
lesbiană, femeie. Da, știți voi la ce mă refer. Nu mi-o lenesc la copacul ăsta, nu? Fiindcă e de la de-al mare, nu? În fine. Așa, și mi-a spart și pe ăsta. Să facem un stec de lemn. Un stec și un pic. Atât ar fi bine. Și după aia să luăm să facem o fermă. În aia de-a frumușică. De-a frumos, de-a super șmecheră. Nu o să mai filmez cu facecam pentru că am văzut în episodul de Five Nights at Freddy's că se vede foarte nașpa. Se vede așa în reboare. Și am zis că mai bine nu. O să filmez doar dacă ziceți voi așa și mă rugați. Uite, de exemplu, mâine un episod special și o să-mi vedeți fața în loc în tot episodul. Fiindcă e un episod special. Nu și făcut bine, mă. Ia-o, mă. Așa, mă. Așa, și putem să facem, să intrăm. Mă, bun. Deci e bine. Hai că este destul de decent. Și am uia. 1, 2, 3, 4. Bă, da, boxe, bă. O spica de tot, nu, hai să dorm, că nu-mi place să muncesc pe când e noapte. Nu ia 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Una păzea. Puh, murire toți. Ha. What the fuck, de unde ne meri pe Angelu? Cine pula mea în modetii ruși?
bifamne. Punem la prăjit cu două bețe. Bun, gata. Dar nu înțeleg cine m-a dat jos. Mă bun, șamuia. Și n-o bun amuia să vedem de cât filmăm. Așa o să fac în fiecare episod. De 11 minute și ceva. N-o bun, hai, n-are nimic. O să-l fac de vreo 15 minute, așa. Fac un efort pentru voi, stau și eu mai mult la uploadat. N-o da, hai. Nu, no, hai mă să ne jucăm și noi niște Minecraft. Și am muia aici. Lasă așa două. De fapt, nu mă, că aici e WC-ul. Trebuie să lăsăm WC-ul în pace. Dar... lasă-mă, facem aici. Asta-i. Ce ziceți, mai ținem WC-ul? Îl ținem. Aha, să-mi bag pula. Facem așa o terasă. No, dacă ne jucam noi, fără să filmăm, eu și cu băjatul ăla, no, ceva gen, el a ieșit afară din casă și aici era un creeper și el nu l-a văzut. Și s-a dus el așa, vroia să vină frumos la mine, în mină, la spawner și băiu, dintr-o dată a explodat. Și s-a fărâmat casa, dar am făcut-o noi pentru voi. Nu ai de pula mea. Și atunci, dacă nu m-am enervat pe el, ne-am stricat relația. O-și greșim două uși. Și unde pula mea e gardul? 1, 2, 3. Așa facem și o portiță, pentru că o să vreau să luăm WC-ul și să facem o piscină aici și să sărim direct în piscină. Ați înțeles voi ideea, nu? Normal că ați înțeles-o. Voi sunteți băieți deștepți. Toți abonații mei sunt frumoși și deștepți.